o mare este parte acuzat a timpului... domnul Liberusu că nu organizează ședințele cu o dată fixă, exact cum vorbeam ceva mai devreme și că nu este ordonat în ședințe, ca să spunem așa, pot de face vă după spun capul că lui. Președintele Liviu Rusu, care este ordonatorul de credite din Consiliul Județean, singurul ordonator de credite, verifică ceea ce semnează. Deci este tot timpul pe teren. Suntem, într-adevăr, o echipă de oameni care ne facem treaba. Avem sarcini împărțite, prerogative, date scris. Deci eu îmi respect ceea ce am obținut prin muncă. Nu cred că m-am făcut de rușine. Demonstrez și vreau să justific că sunt un bun manager în ceea ce am în obiectul de activitate la Consiliul Județean. Avem un telefon în direct. Luăm acum, spunem bună seara, scurt pe subiect, vă rog. Bună seara, să rămâne, să trăiți, domnule Grușescu, să trăiți, domnul Iancu. Domnul Bozeșan, da? Vă rog pe subiect, domnul Bozeșan, dacă aveți o întrebare. Lăsați-mă în pace să vorbesc problemele județului, problemele cetățeanului, dar are probleme, nu vorbesc ca iura. Așa, bun, spuneți, domnul Bozeșan, vă ascultăm. Da. Tovarășul Bozeșan, auziți, domnule Grușescu, dumneavoastră de mult sunteți ca consilier județean. Ce-i baiul, domnul Negușel? Ce-i baiul? Că s-a urât lumea, domnule, s-a urât cu tă hâră. Ce-i baiul? Unde-i baiul? Unde-i scârte? Unde-i baiul? Eu mă gândesc că trebuie chemat o, doi, trei pop și făcut o feștanie. Păi spun drept, altfel nu trebuie făcut. Păi nu știu, domnule, noi ne mirăm cetățeanii că numai hâră și scârbă. Păi nu se poate. Vă rog să spuneți, domnule Negușel, noapte bună. Domnul Bozeșan, eu vă mulțumesc de întrebare și aveți dreptate. Sigur că numai popa dezleagă păcatele celor care continuă o luptă începută de ani buni înainte. Noi, eu care am ajuns aici și ceilalți colegi ai mei, vrem să facem treabă și să rămână ceva după noi. Nu scandal și lupte interminabile, ci lucruri concrete. Cel puțin subsemnat în toată activitatea mea, fără falsă modestie, pot să arăt urmele trecerii mele prin funcțiile de administrație publică. Și o să arăt în continuare. Asta e ambiția mea. Sigur că sunt foarte ambițios și vreau să continui cu cei 7 ani de acasă și cu lucru bine făcut. Vreau să vă mulțumesc, domnule Bozeșan, tovarășul Bozeșan, mă scuzați, pentru faptul că ați spus un lucru foarte bun. Nu tot atâta luptă, ci muncă, asta ar fi. Nu iau partea nimănui că acest război este unul pe drept sau pe nedrept, ci ar trebui ca oamenii să se ocupe de muncă, de ceea ce trebuie pentru județ. Bine ați spus, domnul Bozeșan. Vreau să spuneți ceva pentru domnul Bozeșan? Da, am vrut să-l salut și eu pe domnul Bozeșan. Această luptă, are dreptate domnul Bozeșan, deranjează. Însă eu mă bucur că omul ăsta a dat telefon în ideea în care de ce atâta luptă? Să face treabă de atâta luptă. Deranjăm pe niște oameni care nu le vine să creadă că avem o poziție importantă, demonstrăm fapte, nu vorbe și atunci normal că încearcă să ne radă în cel mai, cum să zic eu, negândit și nejustificat mod. Căutând tot felul de motivații. Domnule vicepreședinte, tot de la gura satului, așa cum ați auzit mai multe de la gura satului, să spunem, ați auzit cine ar fi propus în locul dumneavoastră? Sunt două variante. Ba Daniel Suciu, ba altcineva. Ați auzit? Tot de la gura satului, dacă mă întrebați să vă răspund, sunt om drept și direct. Am auzit că își dorește foarte mult Daniel Suciu și în ultimul moment ar fi făcut schimbarea cu prietenul Pugna, cântărețul de muzică populară. El spune că nu-și dorește. Este consilier județean din partea PSD. Păi, cum să-ți dorești? Aici e de lucru. Aici e de lucru. Aici trebuie să știi ceea ce trebuie să faci. Nu-i jucărie să gestionezi niște lucrări în județ ca și Bistrița Năsăud, în care s-au făcut parțial lucrări. Deci, credeți-mă, nu-i ușor și eu sunt foarte mult implicat pe teren. O spus domnul Marinescu și cu Dorin Popescu înainte, se împart fonduri la Consiliul Județean. Nu, la Consiliul Județean se fac proiecte. Deci ne-am dat seama de un lucru foarte important. Bugetul este sărac, e an foarte greu. Și atunci am făcut tot ce am putut ca să accesăm bani europeni. Asta sunt proiectele, nu ceea ce încearcă ei să denigreze că nevasta mea a făcut nu știu ce proiecte și are firmă în satul mare. Nu este adevărat. Deci îi rog să verifice, să facă orice comisie. Nevastă m-a făcut 6 ani de facultate de arhitectură, au făcut 3 ani de restaurări monumente istorice, este specializată în aceste monumente istorice, împreună cu Mariana Mechiu, colega ei, tot arhitectă, sunt foarte mulți ani de școală. Reabilitează monumente cei care au dreptul să reabiliteze monumente. Vreau să-i spun domnului Dorin Popescu că
Libra Bank-ul, care a cumpărat-o și care a închiriat-o bănci, clădirea de pe Liviu Rebreanu, făcând parte din centrul istoric, tot la firma soției mele o apelat, fiindcă era singura care putea interveni în această clădire ca să o reabiliteze în felul în care trebuia reabilitată. Deci, vă dați seama, deci au apelat la această firmă care a fost firma care a avut voie să reabiliteze clădiri. Da, soția mea a făcut Casa Argintalului în 2007, asta proiect este una dintre... semnat de Gheorghe Marinescu. Eu nici nu mă gândeam în 2007 că o să fiu și cu ambulatorul, iarăși acolo e. Deci, ambulatorul este o firmă din Satul Mare care nu cunosc cine este. Deci, astea sunt niște acuzații gratuite. Se vede clar că a început o campanie electorală murdară. Credeți că au dovezi? Ei spun că au dovezi. Da, aștept dovezile de o săptămână. Mă sună presa, eu le răspund la telefon. Nu este nicio dovadă. Nu a venit un document care să mă acuze. Deci eu acum am dat niște explicații, fiindcă sunt la dumneavoastră în emisiune, care le dau oricând și oricui. Deci ceea ce e corect, e corect. Cu Policlinica a fost contractată o firmă de arhitectură din București care a subcontratat... Bineînțeles. Deci acest proiect... Țara, din câte am înțeles, deci da? Proiectul de 2 este milioane o simplă de coincidență... Deci Policlinica e Policlinica, am înțeles că e o firmă din Satul Mare care nu o cunosc. Este vorba de Spitalul Județean din Bistrița, unde a fost întocmit un proiect câștigat de o firmă de arhitecți din București, care au subcontractat în 20 de, sau 22 de locații din țară. Deci firma de arhitecți din București a câștigat licitația, a subcontractat în țară în 22 de județe care au câștigat proiectul de reabilitare maternitate și în speță au căutat oameni din teritoriu, arhitecți la rândul lor, care să subcontracteze proiectul, care cunosc mult mai îndeaproape amănuntele din fiecare oraș care au câștigat licitația. Deci este un proiect subcontractat de o firmă de arhitecți din București. S-au adus 2 milioane de euro în Spitalul Județean din Bistrița, prin Banca Mondială, nici vorbă de Consiliul Județean. Deci sunt niște lucruri care deranjează, nu le vine să creadă. Vă mai spun un amănunt. Împreună cu domnul președinte Ioan Oltean, împreună cu domnul ministru Ioan Andreica, s-a lucrat pe un proiect pe ambasada Elveției, pe un fond elvețian, de încă 1 milion de euro pentru Spitalul Județean pentru anvelopare termică, care este la faza finală de a se, încasa banii, de a obține fondul elvețian. Deci pe Banca Mondială 2 milioane de euro, pe fond elvețian 1 milion de euro. Asta înseamnă muncă. Banii ăștia poți aduce doar prin proiecte. Nu poți să-i aduci prin povești sau prin șmecherii. Asta este adevărul. Domnule Negrușeri, se spune, consilierii județene PSD și PNL spun transparență, transparență, transparență. Această transparență se poate realiza, cum spun ei, adică printr-un vicepreședinte PSD, un vicepreședinte PDL în cazul de față, PNL și un președinte PDL în cazul de față, mă refer. Deci n-ați folosit bine, ați folosit pluralul de la PSD, consilierii PSD și consilierii PNL. Nu, un consilier PSD și un consilier PDL face afirmații. Păi, vedeți în presă cine și ceilalți se aliniază sau... Ceilalți, în mod particular, se exprimă, îți dezamăgiți și ei de asemenea atitudine, comandată de undeva de la centru și sigur că așteaptă întâmplarea să se întâmple. Mi-am reamintit cu ocazia asta în legătură cu ce a spus domnul Popescu, cu ședințe la oră fixă și la celelalte. Exact. Noi suntem absurzi dacă punem problema de maniera asta. Sigur că activitatea în Consiliul Județean și în toată Europa asta modernă în care ne-am integrat noi este foarte dinamică. Nu poate cineva să comande ședință exact joi, în așa fel încât domnul Popescu sau altcineva să-și rezerve programul personal în funcție de o dată fixă. Activitatea este foarte dinamică, apar problemele ca din mitralieră în fiecare zi, apar necesități, accesări de fonduri și celelalte și președintele, oricând și consilierii pot să propună o ședință extraordinară ca să rezolve problemele. Nu putem sta pe loc, că dacă ne tot uităm în urmă și dacă tot mergem cu expresia vină dumneata peste 2 săptămâni, că mai vedem ce se întâmplă, batem pasul pe loc. Și așa s-au pierdut aproape 20 de ani cu lucruri din astea de mentalitate. Să ne revenim odată și să intrăm acolo unde ne este locul. Cred că asta își dorește toată lumea. Doamnelor și domnilor, suntem în formulă completă, adică alături de noi este și președintele PDL Bistrița Năsăud, domnul Ioan Oltean. Bună seara! Să rămână, bună seara, stimați prieteni, bună seara tuturor celor ce ne urmăresc. Domnule deputat, de ce se întâmplă
ceea ce se întâmplă acum. Și vă spun sincer, discut de aproape 2 ore, sunt în repriza cu numărul 2, sunt lupta intestină la Consiliul Județean. Care se întâmplă acum și s-au mai întâmplat și mai de mult. Este bine